Reușim să ne strângem fiecare de pe unde suntem și de pe unde ne-a trimis Dumnezeu, ne-a întins cărările. Nu cred că sunteți de acord că este extraordinar să fim împreună, măcar la zilele mari și importante de peste an. Cum este Paștele, cum este Crăciunul, dar mai ales cum este astăzi, când cu toții să îmbătrânim 100 de ani de la crearea statului național, unitar și modern România. Vreau ca în seara aceasta să vă simțiți mai români ca niciodată. În ceea ce mă privește, am făcut eforturi să vă ofer o atmosferă pe care, cu siguranță, o simțiți foarte rar în viața dumneavoastră. Vă avertizez că urmează o seară extraordinară, o seară mai puțin întâlnită, pentru că v-am adus România de 100 de ani aici la Moscova. Minunea este că la Moscova se sărbătorește centenarul României. Am văzut cum s-a sărbătorit în țară, vedem în alte capitale, vă asigur că la Moscova va fi mai presus decât în orice altă capitală, pentru că în Moscova, atenție! Sunteți de acord cu mine? Aici, centenarul care o altă conotație. Centenarul înseamnă altceva la Moscova. Pentru toți care trăiți aici, cel puțin eu când sunt aici, vă asigur că ușile ambasadei României sunt deschise. România este și a voastră, a tuturor, și ambasada, nu doar a mea. Noi suntem trecători, suntem slujbași în acestui stat, în Federația Rusă. Vreau să vă simțiți ca acasă. Vă dăm toate posibilitățile să vă simțiți ca acasă. Dar în seara aceasta, dragii mei, am o mare bucurie să văd că, în afară de cei care locuiesc în Moscova, sunt printre noi români care se află temporar în Rusia, cu serviciu, în delegație, la conferințe, la expoziții. Asta este o categorie de români. Categoria de bază sunteți cei care sunteți în Moscova. Mai este o categorie de români și de etnici români și de vorbitori de limba română sau de moldovenească, cum vor puneți-o dumneavoastră, care au venit de la mii de kilometri. Printre noi există reprezentanți ai comunității românești din Siberia. Au venit de la Tomsk, din centrul Siberiei. Să-i aplaudăm, sunt printre dumneavoastră. La un moment dat o să-i și cunoașteți. Avem de-ai noștri de la Sankt Petersburg. Sunt printre dumneavoastră. Au venit de la 800 de kilometri. Avem câteva orașe din jurul Moscovei. Nu numesc orașele, o să ne anunț la vremea respectivă. Bine ați venit tuturor, haideți să ne imaginăm că astăzi facem unirea românilor din toată Rusia. Sunteți de acord? Unirea de acum 100 de ani, în miniatură la Moscova, pentru că ea această seară reunește pe cei care gândesc, simt